De aici pleacă traseul nostru. Cum venim dinspre Băile Herculane, vedem bămcuțele alea pe stânga, e și o mică parcare, iar traseul pleacă spre dreapta, traseul numărul 12, punct galben. Acesta este traseul nostru de astăzi. După cum se vede, începe cu o urcare în forță. Am găsit și un panou care ne vorbește puțin despre traseul nostru de astăzi. Și o să vă citesc, că mie îmi place să citesc aceste panouri, dar vi le citesc și vouă. Poinile de sus ale Cernei, traseul nostru de astăzi. Ele sunt cunoscute local și sub numele de crovuri și reprezintă o zonă în Parcul Național Domogled Valea Cernei deosebit de spectaculoasă, nu doar prin prisma frumuseții și originalității ei, ci și datorită valorii geomorfologice. Cam așa începe traseul în urcare spre Cheile Tămnei. Zici că suntem în junglă, nu-i așa? Frumos! Și e pe la umbră, că deja e cald, deși e... Cât e ceasul? 10. 10? E ora 10 și abia acum am plecat pe traseu. Ne-am dat pornirea cam greu. Am și făcut ceva timp cu mașina. Din... Cam cât am făcut, nu știu, bro. Din Băile Herculane, nu știu, cred că faci spre o oră. Da, e destul de departe până aici. Până la Piatra Pușcată, așa se numește locul acela pe care vi l-am arătat eu, punctul de plecare. Gata, am ieșit din junglă, dar tot, deci eu... Zici că a plouat? Deși nu... A plouat azi noapte, cred. Cel puțin în Băile Herculane nu a plouat. Dar aici se vede pământul ud. Găsim toate semnele la oaltă. Oh, punctul galben e al nostru. Dar avem de mers azi, mă. Cam așa arată munții Mehedinți, chiar și pe poale, că n-am plecat de mult timp. Numai piatră, mușchi, pădure, foarte multe pietre. E foarte frumos traseul, plin de verde și de păsărele. Hai că ne-am ales azi un traseu. Ce e pozida aia de te topești? Ne-am luat mânecă lungă azi. Da, eu mi-am luat și glugă. Eu am șapca să mă protejeze de soare cât de cât. Da. Bine, eu am și părul. Eu n-am păr. Și mi-au glugă. Și ne-am dat cu cremă, l-am dat și pe Dan. Până da, m-a convins. Că el nu vrea să se dea, dar nu, m-am lăsat până nu l-am convins să-l dau cu cremă cu factor 50. 50. Păi nu, că altfel făceam arsuri. Of. Mai ales că prin Poiene pe acolo o să ne tot bată soarele, Poienile de sus. Avem aproximativ 6 ore, cum zic eu, un pic mai mult decât se preconizează, până pe Pietrele Albe. Că noi filmăm, pozăm, mai ridicăm drona.
Și îți dai seama dacă am plecat de la 10 pe traseu cu 6-16, adică 4. Ia uite un țânțar. Da. Ups. Așa. Sunt țânțari. Păi la 4 abia suntem sus. Da. Dar coborârea o vom face pe același traseu. Poate găsim o tiroliană să ne dăm repede jos. Nici o șansă. Uite așa merge traseul. Trecem peste pom, prin junglă, pietre, ia uite. Pietre în față. Pot, pot. Ah, dar ne bucurăm de răcoarea muntelui, deocamdată. Aici e umbră. Stăm un pic. Vă recomandăm pantalon lung, să aveți, că eu m-am cam urzicat și prin pantalon lung. Oh! Ia uite ce frumos! Ia uite! Mergem printr-un noroi, deși n-a plouat aseară, dar pe aici e noroi, cred că de la rouă. Ne îngropăm în noroi, prin unele locuri. Ia uite, ia uite, deja am bocanci plin de noroi. Am ajuns la primul izvor. Auzi, mă, nu de aici o curge toată apa asta de... Ne-am nămolit noi? E posibil. Uite, cineva a pus și o găletușă. Și o cană. Și o cană. Da. Oricum ne umplem stipele aici. Și că ar mai fi un izvor, dar preferăm să ne umplem de aici, că nu știm ce e. E vorba aia românească, ce e în mână, nu-i minciună. Are debitul destul de slab. Oh, bine că nu, ne umplem de aici toate sticlele. Da, că nu se știe mai încolo. Nu se știe dacă... Dă să beau și eu. Imediat.
E perfectă, mă. Hai, umbli-te-o. Ca să... să stau eu aici. Da. Gata, am ajuns la o bifurcație. Triunghi albastru se duce spre vârful lui Stan, care e cel mai înalt vârf din munții Mehedinți, iar noi o luăm spre dreapta. Cheile Ptâmnei, 30 de minute. Și Crovul Mare, o oră jumate, zice. Gata, 30 de minute și intrăm în chei. Oh, am ieșit la soare. Da. Se aude. Zici că sunt cicade. Auziți? Cum se aude? Dar vegetație... Merge așa, pun iarba asta înalt. Să nu dăm naibii de vreo oră, Tania. Nu mai înalt decât mine, ia. Păcat că nu putem să vă rădăm și mirosul. A, uite, gata, încep să se vadă crestele. Uite, e un gard aici. Sunt meri. Cireșe? Am găsit cireșe, băi! Păi să-mi colegi și mie câteva! Astea au dat cireșe! Ia! Mi-a dat, mă, și mie câteva! Caniculă mare, monșer! Că... am ieșit din pădure. Mergem pe o pășune de asta mare, cu iarbă foarte înaltă. Dar nu mai sunt semne, mă. Tu ai văzut vreun semn? Nu. Oienița asta e plină de floricele. Super. Numai că nu știm pe unde să o mai luăm. Uite, am cireși. Oh. Hai că ne-am găsit de treabă. Eu când v-am zis că facem mai mult de 6 ore, nu mă credeați. Hai, mă, mâncăm nu știu ceva cireșe de-astea. Ia uite ce cireși frumos. Oh. Ia uite, bă. Cireșe, bă. Ajung și eu? Ia uite, bă, cireșe. Ajung? Am ajuns. Bună, mă! Sper să nu fie otrăvitoare.
E otrăvitoare, nici nu există cireșe otrăvitoare. Auzi? Ține așa că eu mă urc în poc, în copac. Tăcesc că se urcă Dan în pom. Sper să nu dau de vreun șarpe pe aici. E, da. Nu urcă ei în pom. Ia. Am ajuns și eu la câteva popoale. Uite ce cireșe frumoase. A, pentru mine special. Bă, uite câte sunt aici, bă. Să nu le mănânci pe toate, să-mi păstrezi și mie. Ia, mai vrei? E, culege câteva, n-am cum să ajung acolo. Aici sunt și mai coapte. Păi dai seama că popoarele au mai fost culese. Facem o burtă de cireș. Asta de care sunt, mă? Sunt tot cireșe, dar sunt micuțe. Asta cred că sunt cireșe sălbatice. Da, mă. Deci hai să le încercăm. Sunt dulci. Și micuțe. Bă, sigur sunt cireșe sau? Mâncăm acum și murim. Sau mâncăm acum și murim până la cropuri. Ce zici? Hai, mănâncă tu prima. Sunt bune, mănânc eu. Între timp avem niște musafiri. Noi am plecat la cireșe. Și ne cercetează rusacii. Și e unul aici, e unul aici, e unul acolo, e unul dincolo. Deci sunt... Sunt patru. Sunt vreo patru, da. Dar ce sunt ăștia? Greier, cred. Cred că greier, da. Dacă știți voi să ne spuneți. A, greier, mă. Că uite, a sărit. A sărit, da. Ne. Uite, mai am unul aici. Sper să nu-mi intre... A? Nu mai e, mă. Așa. Ia să ne uităm, suntem pătrase sau nu suntem? Păi că ne uităm, că nici mai știm cu cireșele astea dacă suntem pătrase sau nu. Dar cred că încolo ar trebui să mergem. Cred, dar nu sunt sigur. Da, păi exact cum am zis. Noi cu cireșele noastre nu suntem pe traseu. Și acum ne întoarcem. 6 ore, cred că se fac vreo 7 până la până pe Pietrele Albe, dar s-ar putea să nu mai ajungem. Asta ar fi cea mai tare treabă. Iar trecem pe lângă Căpițe și tot așa. Ne ducem să căutăm traseul de unde l-am pierdut. O, ce-ai pățit? Am călcat strâmp. Că ai grijă, mă, prin iarba asta, mă. Păi tot încercam să te ajung. Și am preferat să ridici? Cad, da. Am preferat să cadă, că s-a rupt piciorul. Dă mâna. Gata. Hai, mergi tu în față. Fă tu ritmul. Băi, frate, zici că n-a trecut nimeni pe aici, mă? Nici un pic cu steamă prin toate păienile astea, nu reușim să ieșim. Da, trebuie să dăm închei. Dar nu...
Nu reușim să ieșim din poiana asta. Ar fi, uite. A, uite mă, semnul, mă. Gata? Hai mă, că uite semnul, mă. Uite acolo, pe piatra aia. Hai mă, că suntem noi, nu o lasem bine prima dată, mă. Dar bine, pe piatra e pus și punct roșu. Păi nu, așa e. Vino încoace după mine, că așa e. Haide mă, că am nimerit. Dacă mergeam pe partea aia, nu știu pe unde ieșeam. Păi of, și nu... pe munții noștri tot punct roșu apare. Da. Dar pe marcaj era un galben. Nu mai contează, bine că e cărare și am ieșit din pășunea aia ce nelucrată. Acolo a fost, cred că, pășunea cuiva. Dar nu mai lucrează nimeni. Uite și semnul punctul galben. A, uite mă că s-a liniștit și Anda. Hai că-l vedem și pe ăsta, uite să vi-l arătăm. Bă, ia uite frate, ia uite și punct galben, suntem bine. Suntem un fluturaș. E pe rucsacul meu. Se odihnește și el aici. Ai grijă aici. Păi mi-e cam teamă. Vrei să trec eu primul? Te ține tabla aia? Prefer să mă țin. Da, ține, ține. Gata. Ah, bine că a trecut. Am trecut. Oh, și avem o urcare. Pe vreo hotiș? Da. Gata, începem să intrăm în chei. Începem cu un grofotiș. Care instabil. Necesită atenție. Să aveți grijă că sunt instabile dacă ajungeți pe aici. Uf, e ceva traseul ăsta. E solicitant. Este. Ia uite ce priveliște avem. Ia, să vedeți. Văd un colțișor de inelet. Da, biserica. Pe partea cealaltă. Se vede biserica. În munții Cernei, de fapt, că noi suntem în munții Hedinți. Și se vede inelețul. O pauză de hidratare. Mamă, urcăm de nebuniu. Băi, deci urci pe traseul ăsta, deci vine rău, nu alta. Și urci accentuat, da. Deci am... Pe unde suntem?
Deci avem aproape 3 ore de când mergem, dar nu mai am urcat în 3 ore continuu și bine, n-am urcat 3 ore, că am mai stat pe la Cireșe, pe la pierdut traseu. Am căutat traseu, ne-am pierdut în poienile alea, dar au fost frumoase și am mâncat și Cireșe. Dacă ne pierdeam, nu mâncam Cireșe. Bă, cel mai important e că noi am dat de prima sursă de apă. Aia pe care v-am arătat-o mai devreme, unde am luat o pauză de hidratare și ne-am renuit resursele de apă, dar până acum... A doua n-am găsit-o. Nu am găsit-o și mult nu mai avem până avem în Crovul Mare. Mai avem la Crov, da. Să vedem dacă o mai găsim. Dacă nu... Dacă o găsim, vă zicem. Dacă nu, țineți cont doar de sursa asta de apă. Asta ori la poate prima n-am văzut-o oră de mers. Noi. Ori poate n-am văzut-o, dar noi n-am dat de ea până acum. Că noi citisem că sunt două surse de apă până în Crov. Și nu e. Până acum nu n-am găsit. N-am găsit decât aia care v-am arătat. Deci aia e sigur. Sau e sigur în luna iunie. Păi dacă în iunie nu este mai târziu nici atât, nu e. Da. Deci în iunie prima sursă de apă există. De hai. Reținut. Hai. Oh. Oh, te-ai așezat la vorbă. Hai. Mă omoară asta, mică. Băi, e bine că mai dăm de umbră. Bun stejar ăștia. Bun rău. Dar ăștia nu sunt stejari. Ba da. Da? Stejari sunt ăștia. Să ne zică cineva, mă, că avem o contrazicere aici. Eu nu prea cred că sunt stejari, mă. Nu sunt, mă. Cred că am câștigat. Ce e aici, mă? Ce e aici? Aud. Selenar. Da, chiar că selenar. Mai curând ca niște hornuri decât ca niște chei. Am văzut un panou, dar din păcate e gol și pe o parte și pe cealaltă. Am crezut că mai găsesc niște informații, dar e impresionant Crovul Mare. De-aia se numesc Poienile Mari. Suntem aici la cam la 1000 de metri. Înconjurați de lapiezuri. Pietrele acestea care se văd pe munți. Calcarele, de fapt. Thank you.
A meritat tot chinul ăsta până aici. Imediat ce am ieșit din chei, intrăm în provul mare. Ce ai găsit? Cum îi zice? Nemurică de asta. Ia uite, mă. Am găsit și eu. Drăguțe, mi-am lăsat aminte cum s-a numesc. Ia uite, băie. Na, mă, câte sunt. Ai găsit și tu? Uh-huh. Ce bune sunt. Ale mele parcă sunt și mai bune. Da, mă. Uite câte mai e pe acolo. Se mănâncă la tine în zonă. Te-a băgat pe zona mea. Uite așa arată crovurile. Sunt pășuni, câmpii, între munți. Dar pe la vreo bine de metri, înălțime. Uite, de exemplu, ăsta e unul din ele. Pomul ăsta cred că a fost răznit. Ne-am oprit pe un deal ăsta care înconjoară păinile porcului. Să ridicăm drona și uitându-ne în urmă, pe lângă munții Cernei, mai departe să zăresc retezat Godeanu, unde am fost noi anul trecut. Am fost și în retezat, am fost și pe Godeanu, la vârful Gugu. Păienile porcului, crovul mare. Creasta munților mehedinți. Am dat o umbră. Nu mai ne vine să plecăm de aici. Da. E prea frumos aici. Păi e foarte cald afară. Ia-ntoarce-te să arăți pomul. Ia uite cât e. Îți dai seama ce pom mare e? Ia stai așa. Ia uite. Ia întinde mâinile drept. Deci ar fi cât poți tu să întinzi mâinile, un pic mai mic. Ai o umbră. Da. Și ia uitați-vă cum e afară. Aici ne topim. La propriu. Da. Ha, și ăla-i pomul. Dita mai pomul. Pe aici era o șopârliță. Dar nu mai este. Thank you.
uite pin. Bă, vezi unde era mețeala? Nu. Tu știi ce e jos? Prăpastie. A, pe mai frumos decât pe pietrele albe. Ia uite. Vede și cătunele. Da. Creasta munților Cernei. Pinul de Banat e o specie endemică, adică va crește doar aici. Este specific acestei zone. În alte zone nu veți găsi în România pinul negru de Banat. Ne-am așezat la masă. Luăm prânzul. Pe la ora 3 cred că s-a făcut. Cât e ceas? E 4 fără 20. Aoleu, nu mai urcăm pe pietrele albe. Ne-am hotărât noi așa. Bine, noi vroiam să urcăm. Dar ne-am răzgândit pentru că încă mai e o grămadă de urcat și adunăm efort mult. Da. Și mai avem planuri pentru zilele viitoare. Așa că am urcat pe niște pietre, am văzut crestele munților Mehedinți. În zare să vedeau munții Cernei cu cătunele și gata. Și am mers până la crovul Medved. Până la crovul Medved. Și urma urcarea pe pietrele albe pe care am abandonat-o. Ce credeți că mâncăm? Brânză. Brânză cu mămăligă. Din episodul de... Din episodul trecut. De la stână. Bun. Că ne-a dat și acasă. Să vă uitați la episodul cu cheile țâsnei. Că o să vedeți cum ne-a pregătit acolo mămăliga. Și brânza ne-a dat și la pachet. Și astăzi am luat-o cu noi. M-am oprit că nu suntem bine, că zice cheile țâsnei încolo. Cum o? Aici merge spre Poiana Beletina și vârful lui Stan. Păi și noi la cheile țâsnei trebuie să ajungem? Tâmnei. Tâmnei, mă. Păi e tâmnei, mă, ăsta e țâfnei. Țâsnei. Țâsnei, unde am fost ieri. Unde am fost ieri, da. Vezi? Suntem bine, uite, noi acolo. Uite acolo, vezi? Pe acolo o luăm în stânga, așa. Ales cheile. Da. Și ia uite ce am găsit. Dacă tot mai opriți. Aoleu, ia uite, bă. Ia uite câte multe sunt. Dar tac din gură, nu zic și Luanda. Aoleu. Mă duc, mă, să-i dau și ei. Că e captura mare, mă. Ia uite, căzuse și pe jos.
captura mare, mă. Și e păcat să nu împart cu ea. Aoleu! Aha, s-a dus. Eu să fug după ea. Ia, stai să vezi. Stai să vezi ceva. Stai să-ți arăt ceva. Ia, întinde-mă. Dai tu mie. Ta-da! Mulțumesc. Știi că-mi plac. Mai avem puțin și intrăm pe chei. Of. Oricum, în mare parte ne-am îndeprins, să zic așa, obiectivul. Că până la urmă obiectivul principal erau crovurile. Dar vârful era așa, un bonus. Nu ne-am luat niciun bonus azi. Oricum, crovurile merită. Deci merită. Trebuie să astea faceți efortul ăsta. Merită să vedeți, da. Sunt cele mai mari crovuri de la noi din țară. Oricum, nu știu, cum să spun eu, ce ne-am interesat noi pe internet, zice că sunt 19 km dus întors până pe vârf. Da. Păi noi am făcut 9, aproape 10 km până la crovul ăsta, cum îi zice? Medved. Medved. Păi 9 și 9, 18, păi până pe vârf mai era o grămadă. Am făcut 10.49 și suntem aproape de crovul mare. Da. Mai avem puțin și intrăm în cheile tâmnei. Facem, aproape, cred că facem vreo peste 15 km. Facem. Destul. Uite, și... acum suntem egali. Oricum suntem egali. Gata, mă, ne îndreptăm spre chei. Ce zice? Aproape 11 km am făcut. Și ora 16.59. E 5 fix aproape. Și intrăm în chei. Să ținem minte, să vedem cât facem. Pe unde cobor, fată? Nu mai bine o luai tu înainte? Cum înainte? Uite așa, pe aici. Da, o luasem bine până la urmă. A început și vântul ăsta. Vezi, ai grijă că începe grohotișul. Da, m-am alunecat în episodul trecut și am căzut pe spate. Oricum frumoase cheile astea, sălbatice.
dar tâmna nu există. Oricum, mie mi se par mai curând un horn decât niște chei. A, pe aici am urcat noi, mă? Da, când te uiți așa în jos. Deci, mamă, ia uite-mă până unde trebuie să ajungem și coborâm. Ia vino. Ia arată-le. Ia uite, tocmai unde trebuie să coborâm. Tocmai acolo, jos, acolo. Nu se vede de neu, da? Da. Dar vai de noi, cât mai avem. Ia uitați în ce hău trebuie să coborâm. Pe aici am și urcat. Dacă am urcat, trebuie să și coborâm. Cu atenție să nu alunecăm, că pe pietrele astea se dislocă ușor. Uite, aici ar fi trebuit să fie și celălalt izvor. Dar nu mai există. Cel pe care vi l-am arătat e singurul. A secat. Gata, am ajuns. Am ajuns și astăzi. Suntem frumoase bine. Cruvurile. Deci chiar vă foarte recomandăm. Tot traseul a fost foarte frumos. Scuzați, sunt obosită. Păi, n-am mai urcat până la urmă pe pietrele albe. Ne propusesem noi de dimineață. Bine, obiectivul nostru erau crovurile, pentru că e ceva deosebit. Sunt cele mai mari crovuri din țară. Chiar vreau să le vedem. Nu, e un traseu extraordinar. Merită să veniți. Tot traseul este frumos, dar vă necesită încălțăminte aderentă, pentru că are zone multe în care se poate aluneca. Necesită condiție fizică bună. Să nu aveți rău de înălțime, că mai are unele locuri în care e mai expus un pic traseul. Dar merită. Merită, merită. Păi, am făcut aproape 16 km. Cam așa. Da. Vreo 9 ore jumate, bine, noi ne-am și pierdut un pic pe acolo, pe la Cireșe. Am mai luat mici pauze. Da.
Așa, și o diferență de nivel de vreo 950 și ceva, de, în fine, până într-o 1000, 950 de metri, diferența de nivel. Asta este. Dacă am fi urcat și pe pietrele albe, am mai fi adăugat vreo 500 pe puțin, cred. Da. Se vedeau pe hărții multe curbe de nivel. Și chiar se vedea cu ochiul liber cât e de înalt. Și... adică dacă vreți să urcați și acolo... Da, dacă vreți să urcați și acolo, nu e problemă. Puteți să vă întoarceți pe unde am urcat noi în episodul trecut. Se poate face un circuit și cobor și pe cheile Țâsnei. Numai că aici circuitele nu te aduc înapoi la locul de unde îți lași mașina, să zic. Și va trebui să vă găsiți ceva care să vă transporte. Și aveți mașini așa, dacă nu o ocazie sau ceva de genul ăsta, da. Pe jos cred că e mult de mers, cred că sunt vreo 10 km. Da. Este. Cam așa. Sunt. Păi, vă așteptăm în episodul următor. Tot aici vom rămâne, în Parcul Național Domogled Valea Cernei. Tot munții Cernei Mehedinței vom bate. E prea frumos ca să... Vrem să facem cât mai multe trasee, să ne bucurăm cât mai mult de frumusețea lor. Și să vedem cât... Și să o împărtășim cu voi. Și fizicul, cât putem să urcăm, să coborăm. Cât ne țin picioarele. Cât ne țin picioarele pe românește, da? Că am căzut astăzi de 3 ori. Da. Da, zic, și am încălțăminte aderentă și tot am alunecat. Da, eu am un deget, nu știu, am, am o pereche de bocanci vechi, am mers cu ei și pe Via Transilvanica și pe, dar ce n-am mers cu ei și acum văd că, nu știu, undeva la degetul mare... Îl jenează după atâția ani. Pe coborâre mă omoară și n-am decât o pereche de bocanci cu mine. Asta e, vedem. Altă dată să te iei două perechi. Da. Luați-vă două perechi când vreți să faceți mai multe trasee consecutiv. Da. Vă așteptăm alături de noi și în episodul următor. Din munții Cernei Mehedinți. Pa! Ce vă recomandăm să... Să aveți apă suficientă la voi. Pentru... Mai ales pe o zi de vară, pe sus, pe la Crovuri, mergeți prin nu soare. Nu e apă și... Și nu există apă deloc. Și pe traseu mai multă apă, este puteți. O singură sursă de apă până la urmă, dar era în fir subțire și e luna iunie. Normal, până în Crovuri ar fi două surse de apă. Una, prima am găsit-o noi secată și este iunie, da? Și a doua nu e secată, dar e în fir subțire. E un fir subțire. Probabil peste august, o lună, numai, două, da, cred nu, că nu deja există. Nu mai există. Da. Iar până la Crovul Medved, așa, până unde am fost noi, nu mai există apă. Deci, nu, și nu mai există apă. Acolo sus nu există. Așa că luați-vă. Noi am avut 5 litri și i-am băut. Bine, și ne-am mai alimentat de la... Și ne-am alimentat și de la izvor, de la unde ne-am hidratat, da, bine. Da, ne-am alimentat și la duș și la întors și ne-am refăcut rezervele de apă. Dar dacă ăla nu mai curge, nu prea e bine. Am ajuns. Astea sunt scările. Sper să le putem urca cu frica noastră de înălțime. Uite și o pârliță. Ia uite și primul locuitor. Primul locuitor. Ia uite, mă! Hai că intrăm puțin în curtea bisericii. Cred că avem voie. Oh!